Ludovic Orban a avut prima reacție în scandalul legat de achizițiile de măști neconforme din pandemie. Acesta susține că nu a avut nicio informație din partea serviciilor privind nereguli la Romarm în timp ce era la guvernare. De altfel, fostul premier spune că nu are nicio legătură cu numirea în funcția de director Romarm a lui Gabriel Sus. Nu l-am numit eu. Acum nu este în mod obligatoriu ca cine l-a numit să și fi știut de ce face Sus. Ludovic Orban ocupa funcția de premier în momentul în care Gabriel Țuțu, alături de Victor Pițurcă și fiul acestuia, ar fi achiziționat și distribuit măști neconforme. Fostul oficial susține că nu a avut nici cea mai mică legătură cu numirea în funcția de director Romarm a lui Gabriel Țuțu, ci ministrul economiei de la acel moment, care este în prezent ministrul energiei, Virgil Popescu. Totodată, fostul premier spune că nimeni nu l-a informat că ar exista probleme legate de achizițiile făcute în contextul pandemiei de COVID și nu știa că se produc ilegalități în acest sens. Nu am avut nicio informație despre nicio ilegalitate care să se fi petrecut în mandatul meu de premier în ceea ce privește procedurile de achiziție. Ați fost acuzat... Cu atât mai puțin de la această entitate Romar. Romar. Vă repet, dacă aș fi știut cel mai mic, dacă aș fi avut cel mai mic element, să fi primit o informare din partea serviciilor sau să fi primit o informare, de exemplu, din partea directorului UPS. DSRI nu v-a informat că nu măștile sunt neconforme? Nu am primit nicio informare legată despre vreo ilegalitate cu privire la activitatea directorului general Roman. Cât despre ancheta care este în desfășurare, Ludovic Orban se arată deschis în a colabora cu autoritățile. Toți cei care au furat în pandemie trebuie să fie pedepsiți și trebuie să fie pedepsiți drastic. Orice anchetă DNA, dacă apelează la mine să colaborez, să furnizez informații, o fac cu cea mai mare plăcere.